minus 8 la pătrat, formula, da? Și face aici 2 ori 8. Și 2 iese. Și este deci 8 la 8 la 2 este factor comun 2. 2. Și atunci rămâne aici 4. Da, da, da. Că e 2 la 2, da? 4 minus 1, 3. Da. Ori 3. Care va face? 8 la 2 este. Este 8 radical de 6. Da. E zi, 8 radical de 6 este 8. Și acum pot la fac și pe sân. Da. Că știu pe N1. Da, știu și pe omul. Și pe pe S1. Da. Deci între unghiul S1. Da. S1. Da. S1. Am pus acolo. O, unde am? Chiar, S1. Da. S1. S1 la radical de 6. 8 la radical de 6, nu o știam. Și O nu e 8. Și O ne egal cu O. Și atunci pot să spun că sen radical din. Egal cu cine? Cu? Radical din. Radical din. Ipotenuza asta, da? Ipotenuza. Tu plus 64 ori 6. Așa de exact? Da, da. Este 64 ori 4. Ori radical din 7. Ori radical din 7 este sân. Din 7. Da, de 7. Așa se dă, da? Da. Deci sân 8 radical din 7. Bun. Și pe care vreți o aplătăm? Și acum, haideți să aflăm și pe NH. M-ar interesa NH-ul ăsta. Ca în dată să pot duce asta să verific și pe tabla aici. Deci NH cu cine este egal? Eu zic între unghiul H, D, H, N. Între unghiul ăsta aici mă S, O, N. O, H, hiperpendicular. Da. Și acum, din, dacă întorc invers, mi-a și proiecția. Facem cateta? Așa. Putem la cateta? Cateta. Pătratul cateta, nu la pătrat. Dar pun în H, ori să nu. Ori să nu. Deci, voi spune că O n pătrat. O n pătrat este egal cu O n pătrat este egal cu N H. N H. Ori S N. Ori S N. Și O n pătrat, O n-l știm. Cât e O n? O n? O n e 8. O n e 8. 8 la pătrat, 64. 64. Dar cu N H care nu știm. N H. Ori S N care e 8 radical din 7. Ori S radical din 7. Împărțim printr-un 8. Da. Deci NH o să fie egal cu 8 radical din 7 supra 7. 8 radical din 7 supra 7. Pe raționalitatea, da? Da. Ei, știu pe NH. Și NH asta, da? Da. Și eu vreau să arăt că prelungind așa, pică perpendicular aici. Ca să arat asta... Deci într-un unghiul AH, nu, lătăm și pe AH. AH, nu. H, nu. N. Lătăm pe AH. Aflăm și pe AH. Lătăm după aceea și pe H râul ăla. Aici, da? Da. Cum ar afla pe H râul? Cum am aflat și cum e într-un unghiul SH râul. S, H, R, dar nu știu dacă... A, și să probăm când în Pitagora. Pe S, H, R putem afla? Pe S, H... Păi da, că știm, e H, pe S nu o știm, pe diferență. Deci, aflăm, da? Pe... S, R. R. Cum să-l aflăm pe S, R? Piesa mă piesa de el, le știți, nu? Nu le știți, nu știți. Da, pentru
ajuns la frunte, SD. Mai că râul ăla nu știu dacă e la mijloc. Să ai complet cu alții. Nu, 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 aici, aici cum aflăm, de fapt, ca să verificăm Pitagora, ar trebui să fie, pe adesă știm tot. O știm. O știm, da? Da. Și aici. Pe adresă am putea să o aflăm? Toată? Da, Triunghiu... Când e ca o înălțime... Și pe urmă să vedem dacă e adevărat. Deci aici trebuie să fim atenți să nu fim... Exact. Să ghiși pe greceni. Exact. Așa. Deci... Oare să facem reciproca... Nu, aia cu... Pitagora, dar generalizat, nu? Să aflăm mai rapid două căi? Eu toată sunt pe ad... Sunt pe ad, știm, aia trebuie că puteau face. Și încă... Cum e generalizată? Se va putea vrea generalizată? E S, A, ori A, D, minus... Ne ajută cu ceva? Nu cred că ne ajută aici. Dar să nu ne debătăm de problemă. Deci în clipa asta știu pe H-n și la prioritate își vreau să arăt că e perpendicular, da? Are vreau să arăt că e perpendicular. Dacă voi arăta că triunghiul A, R, A, H, N, care e dreptul ghic, A, H, N, cu S, H, R, dacă arăt că sunt asemenea, atunci cum ăsta e de 90 de grade, va ieși și ăsta că e 90 de grade. Pentru asta trebuie să scriu raportul de asemănare, dar eu ce am? Am AH, dar în triunghiul SHR nu am decât pe SH. Aha. Așa. Și... Noi putem afla pe AD, pe SD. Pe S, A și pe SD? Nu, e egal cu SD. Putem afla pe SD? Pe S, D, 3. Păi, o uite acolo, nu se vede. Hai să facem S în două oare. S în baza înălțimea, S în pe ori AD supra 2, egal cu AR ori SD supra 2. Și dacă D e egal, înseamnă că AR e înălțime. Păi, dacă... Da, atunci pe AR s-o găsești și pe altă parte. Deci o găsești așa pe AR. Da, dacă e egal, înseamnă că e înălțime. Păi, tu o găsești ca lungime așa, da? Pe AR. Nu, vreau, eu știu pe SN, eu știu pe AD, eu știu pe SD. Și vreau să fac SN ori AD pe 2 egal cu AR ori SD pe 2. Și dacă îmi dă egale... Nu, păi, egalez. Da. Egalez că e aceeași arie. Da. Și găsești pe AR, ca mărime. Da. Dar AR, și apoi mai în mintea ta, este doar înălțime. Așa e gândit-o. Însă, de unde știu eu că trece prin H? Deci, deci prin H. Pentru că AHR și SHN sunt coliniare. Avem AHN congruent cu SHR. AHN cu... Congruent cu SHR. S-au pus la vârf. SHR, da, sunt opuse la vârf. Deci trece sigur. AR trece sigur prin H. Nu, n-am motive. Păi v-a spus, nu? Deci... Eu tu în teorie, când faci aia pe două căi, poți fi așa. Are asta. Da, am zis acum că AHR și cu SHN sunt coliniare. Păi când ești AHN,
și cu S. AH și R. Iar gata, ai rezolvat problema de așa, parcă ar fi. Ortocentru. Ortocentru. Da, deci, ales cu ortocentru, folosindu-i din ortocentru. Hai că trebuie să vedem de ce se întâmplă să apară deci H-ul ăsta e aflat ca poziție. H-N l-am aflat, nu? H-N e știut. Triunghiul acela H cu care triunghi să fie dreptunghic. Este așa, o H prea pe S la D, o H prea de pe la D. S, O, perpendicular pe AD și ne zice că a, S, H, înălțime între unghiul S, AD. S, H, înălțime între unghiul S, AD, dar văzut asta. Acum zice așa, O, D, perpendicular pe OA. O, D, perpendicular pe O, O, a. D, O, D, O, o D, D, perpendicular pe O, o A. A. Da, diagonală. O, D, O, A, da. Diagonale în pătrat. O, D, pe S, O. O, D, e perpendicular pe S, O. S, O, sau S, O, pe O, D, da. Și rezultă că O, D, e perpendicular pe S, O, A, adică O, D, e perpendicular pe S, A. O, D, perpendicular pe S, A. Pe S, A. Avem un H, avem B. O, D. O, D, perpendicular pe S, A. S, A. Da, pentru că planul S, A, D, e perpendicular pe planul S, A, S, A, D, pe planul S, N, M. Iar O, O, D, zice că e perpendicular pe S, A. Da. O, D, perpendicular pe S, A. O secundă să ne dumerim și noi. Deci O, D, perpendicular pe S, A. Păi zice că O, D, perpendicular pe S, O. De aici o scos-o. O, D, perpendicular pe S, O. O, D, perpendicular pe O, A. O, D, perpendicular pe O, A. Deci O, D, perpendicular pe planul S, O, A. Deci O, D, perpendicular pe S, A. Și pe S, A. Deci e și pe S, A, da. Fii pe primar pe plan, pe orice dreapta pe plan. Cum am aflat și noi că OH și pe primar pe S, A, O, D, pe primar pe S, A, rezultă că... OH ne-a arătat că e pe S, N. OH... Dar dacă e perpendicular, e pe plan? E pe plan, nu, profesor? Că se află H-ul pe S, N, e altceva, nu? Deci OH și pe primar pe planul S, A, pe S, A, pe S, A, D, pe tot planul. Da, și zice că OH perpendicular pe SA. Și ea e OH pe SA. OD e pe SA. Rezultă că SA e pe DH. SA pe DH. Rezultă că DH e înălțime trunchi SAD, deci H este ortocentru trunchi SAD. DH. Mai zic la final, că am dat lucru. Deci. Aici, da? OH e perpendiculară pe SAD. Stop. OH e perpendiculară pe planul SAD. SAD, da, asta am arătat. Da, repet că OH e perpendiculară pe SAD. Perfect. Pe orice dreapta din plan. OD perpendiculară pe SAD. OD e perpendiculară pe SA. Pentru că OD asta era perpendiculară pe... Pe planul SOA. SOA. Da. De acord. Și cum? OH intersectează OD nou. OH intersectează... OD nou. OH intersectează pe OD. OD în punctul O, da. Rezultă că ESA e perpendiculară pe planul ODH. ESA perpendiculară pe planul ODH. 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 Da. Atunci, fiind perpendiculară pe ODH,
De unde e să ai, pe care clară pe dâhă. De unde e dâhă, invăție. Și așa o să da, să mai... Dacă te trebuie cineva, după ce te trebuie cineva, da, deci da. Mai reluăm încă o dată. Deci, o H perpendiculară pe S-A. Avem o H perpendiculară pe S-A-D. Deci, perpendiculară și pe S, pe toate drepturile perpendiculară pe S-A. Da. Deci, noi, în la punctul anterior, am zis cu o H. E perpendiculară pe planul S-A-D. Am arătat asta. Da. Asta înseamnă cu o H. E perpendicular pe orice dreaptă din S, A, D. Pe S, D, pe S, N, pe ce vrei tu. Și pe S, A. Și pe S, A. Sau... pe S, A. Da? Deci, cu cine ajută că pe S, A, ea zice. Cu cine ajută că pe S, A. Vedeam acum. Mai trebuie să acționăm că H-ul e tot centrul S, A, D, de aia, nu? Exact. Deci, cum avem că O, H, e perpendicular pe parte, perpendicular și pe S, A, da? Adică S-A e perpendicular pe D-O. Citesc tine-s. S-A e perpendicular pe D-O. Tot S-A... S-A vine pe O-H, nu? Așa. H aici. Bun. O-H e perpendicular pe S-A. Bun. S-A e perpendicular pe H-O, da? Da. D-O da. E perpendicular pe S-A. O să ajung pe S-A. Pentru că D-O e perpendicular pe A-O. D-O pe A-O. S... Pentru că D, B și cu A, C sunt diagonale. În fel de oră, teorema ce te prepara aici sau ce? Nu, nu, nu. În pătratul de jos. Da. D-O perpendicular pe O-A. D-O perpendicular pe O-A, da? D-O e perpendiculară și pe cine? Pe S-O. Pe S-O. Deci D-O perpendicular pe S-A-O. Deci D-O e perpendicular pe planul S-A-O. S-A-O. Dacă D-O e perpendicular pe S-A-O, e perpendicular pe orice dreaptă din planul S-A-O. Adică și pe aici, pe S-A-O. Pe S-A-O. Bun. Deci, avem că S-A-O e pe S-A-O. Avem acum. Pe S-a asta despre care am vorbit, S-a e perpendiculară pe O-H, S-a e perpendiculară pe O-D, S-a e perpendiculară pe planul D, D-O-H-O-D, D-O-H, H-O-D, da? Da. Și fiindcă S-a e perpendiculară pe planul acesta, iar H-O, sau pe D-H. Va fi perpendicular și pe D, H. D, H. Da? Și atunci, și atunci, A, D, A, A, H, A, H, e perpendicular pe S, D. Deci, mai vedem o dată, da? Deci am spus că S, A, e perpendicular pe planul H, O, D. Dacă e perpendicular pe planul ăsta, O, D, O, H, D, O, H, D, înseamnă că e perpendicular pe S-A, despre S-A asta, ăsta S-A vorbim acum, nu? S-A da. E perpendicular pe... D-O-D-O, da. Pe planul, suntem aici la etapa asta, perpendicular da. Pe planul O-H-D. Da. Adică... Dacă e pe plan, e pe orice dreaptă din plan, e și pe D-H, S-A. S-A este pe D-H. H. Da. Pe dreaptă din plan. Și am putea că nu e la tine în țară. Exact.
Deci, S, A, e perpendicular pe planul O, H, D, e perpendicular să asta și pe H, D, da? De H, D, da, păi dacă e perpendicular pe planul, orice dreapă din plan. Exact. Și pe H, D. Și atunci? H, D, înălțimență la lui. H, D, e perpendicular, e citesc invers. Da. D, H, e perpendicular, B, S, A. Și atunci H, la tot centru. Corect. E înălțime și anul ăsta, deci atunci e tot centru. Da. Mai insistăm aici, Veruna. Deci. Suntem la etapa în care S, A, e perpendicular da, pe planul O, H. O, H, D, am ajuns până aici. Bă, da, adică pe... Bine. Hai să ne oprim la etapa și când mă întorc înapoi și să o luăm de, mai de jos. Deci S, A, e perpendicular pe planul O, H, D. H, D. Deci S, A, e perpendicular pe H, D. Deci S, A, e perpendicular pe H, D. Adică H, D, H, D, e perpendicular pe S, A. Mm-hmm. Și atunci, ce este? Din D plecând prin H, ce este? Tot înălțime. Cum H era pe S, N, pe înălțimea de S, N. Iată că H ăsta este și pe înălțimea din D plecând, că pică prin H pe perpendicular, înseamnă că H e ortocentru. Dar o mai luăm, că tot secretul este să arătăm că D, H, ăsta este punctul foarte, ca H să devină ortocentru, trebuie să arăt că din D plecând și mergând prin H, pică piesa perpendicular. Adică iesa e perpendicular pe D, pe HD. Da. Asta e. Ei bine, dacă voi arăta că iesa e perpendicular pe planul DHO, sunt fericit. Dacă arăt că iesa e perpendicular pe planul care am spus DHO. Și ca să arăt asta, am început... Așa, am început cu S-O-N. Cu S-O-N. Unde era O, D-O. Așa. Apoi am dus H, D-O. Apoi am dus la O-H. O-D cu O-H și am pus S-A pe O-D. Da, deci am avut pe... M-am avut că D-O e pe perpendicular pe AC. Pe IAO. D-O pe AC. Da. S-O e pe perpendicular pe AC. Da. Deci S-N e pe... S-A. S-A e perpendicular pe... Pe cine? Pe... Am zis D, pe D-O. Pe D-O. S-A e perpendicular pe D-O. Da. Bun. Și apoi am zis că S-A e perpendicular pe OH. S-A e perpendicular pe OH, că știam că fiindcă OH era perpendicular pe plan, e perpendicular pe orice dreapă din plan, deci S-A e perpendicular pe OH. Și atunci S-A perpendicular pe OH. OH pe D-O. Și pe... S-A până pe O-H. D-O. Deci perpendicular pe planul D-O. S-A până pe D-H și am zis că e înălțime. Hai. H-O-D. Așa și atunci ceva simulare. Deci, dificil. Simulare. La simulare când am trecut? Am trecut? Nu, a fost am trecut la simulare o problemă. A fost în 2015-2016. În 2015, n-am luat la care simulare. Da, da, da. Și la urmă a fost greu în 2015. Da, deci vă revedem încă o dată. Ați văzut că metric n-a mers. Metric nu mergea. Nu, oricând ne-am străduit, noi nu mergeam. Hai să vedem care e obiectivul important. Important era să arătăm că H ăsta e ortocentru, nu? Deci aveam așa. O H e perpendicular pe planul S A D. V-ați arătat. S A D. Da? Iar asta înseamnă că dacă e perpendicular pe plan, ea e O, H, asta e perpendicular pe orice dreapta e plan. Da. Deci înseamnă că O, H,
E perpendicular și pe IESA și pe IESD. Dar pe IESA ne-am oprit noi, da? Pe IESA. Bun. Sau altfel sus, IESA e perpendicular cu OH. Echipanem, v-ați spus, IESA e perpendicular pe OH. Mai știu că SA e perpendicular pe planul ABC, deci perpendicular pe OA. Deci știu că SO e perpendicular pe OA. DO e perpendicular pe OA. DO e perpendicular pe OA. Adică de aici O O deci SO e perpendicular pe, a zis pe A, A. O, da. DO e perpendicular pe AO. Deci SO e perpendicular pe deci, OA. OA e perpendicular pe SOD. OA e perpendicular pe planul SOD. Așa. Deci OA pe SOD. Pe planul SOD. DO este perpendicular pe planul tot atât de bine, DO poți să spui pe SOA din acel motiv. DO e perpendicular pe SOA. Deci, analog. DO e perpendicular pe planul SAO. Da? Rezultă că DO e perpendicular pe orice dreapte din planul SAO. Deci DO e perpendicular pe SA. De fapt, eu am zis, am să zic că SA e perpendicular. SA. Da? SA. E bine, da? Da, mai avem și cu OH pe planul. Ia uite aici. Am aici. IESA. Le pun una sub alta. IESA e perpendicular și pe OH. OH. Asta înseamnă că IESA este perpendicular pe planul DOH. Asta înseamnă că dacă nu... SA aproape de H. Deci SA significa, da? SA perpendicular pe orice dreapte din planul ăsta. Pe dar nu știu că vine DOH. Și eu știu că SA perpendicular pe DH, nu? Da, și înălțimea și atunci înseamnă că DH și înălțimea DH și înălțimea triunghiul rezultă da. DH înălțime în triunghiul SAD. SAD. Ceea ce ne trebuie. Cum avem că SN este înălțime, nu? Da, da. Deci H, practic, apare... Puteți ziceți H, domn profesor, din înălțime și ca să folosim de H. S. H. Că H nu era pe SN? Da, da, da. S, H, e perpendiculară pe A, D. Iată, S, A, pe A, D. Și D, H, adaug DH e perpendicular pe SA, din cele două rezultă că H tot facem. H este un proces. Fost interesant, foarte interesantă construcția asta a planului. Deci, după ce problemă o faci, te întrebi de ce n-ai văzut și tu? Deci, obiectivul nostru era ca din A plecând prin H să fie perpendicular pe SD sau din D plecând prin H, nu? D, D, H să fie perpendicular pe SA. Exact. Altfel spus, SA să fie perpendicular pe DH, invers. Și cum SA reușește să arăți să fie perpendicular pe O, D, iată pe SA perpendicular,
pe o d și pe d o de s-a, pentru a fi s-a perpendicular pe d h, bine ar fi ca s-a să fie perpendicular pe capul d h o. Dar ca să fie perpendicular pe d h o, bine ar fi să pot arăta ca s-a să fie perpendicular pe d o pe înapoi. Păi este, dar noi cu OH și cum trebuie gândit? Cum trebuie gândit? Că povestea e când te duci de la ipoteză fără... Mergi și la concluzie. Vreau să insist pe chestia asta. Deci când te afli într-o dificultate majoră, rupi concluzia cât poți de mult, încerci să faci și pas despre ipoteză ca să faci opțiunea. S-o prind, da, undeva să se întâlnește, să întâlnească. Deci, iată, eu trebuia să arăt că plecând din D prin H, pic pe perpendicular, adică din D prin H, pic pe perpendicular pe S, la pula cealaltă, ca să fie înălțime. Da. H și ortocentrul, dacă și D prin H plecând, e tot înălțime. Sau altfel spus, S-A trebuie din pământ, din iarbă verde, să arăt că este perpendicular pe D, H. Da. Îndată, spun ce bine ar fi să arăt că S-A e perpendicular pe planul H, O, D. Corect. Dacă aș arăta pe planul H, O, D, aș fi fericit. Cum D, H este o dreaptă la planul H, O, D, e gata problema. Da, dar înseamnă că mă concentrez pe D-O și pe, pe H-O și pe D-O. Deci, acum din problema spre a arăta că S-A e perpendicular pe cele două drepte, pe, pe D-O, pe H-O și pe D-O. Da, dar O-H era perpendicular pe planul S. De, uite cum din am văzut eu. Uite că chiar o am pe asta. Am că S, O, am că S, că O, H, e perpendicular de tot planul S, A, D, deci e perpendicular și pe S, A. Adică S, A e pe H, O. Da. Dacă aș mai reuși ca să arăt că S, A e și pe D, O, gata problema. Dar S-A este prins în planul S-A-O. Da. S-A e S-A-O. Însă D-O e perpendicular pe planul S-O-A. Păi. Din ce motiv? Că D-O e perpendicular pe S-O-A și D-O e perpendicular pe O-A. Și pe tot planul. Și pe tot planul. Iată că D-O și pe S-A. Adică ceea ce trebuia mie, odată, S-A să fie perpendicular pe D-O și este. Și pe H-O și este, cam. H-O și este, pe D-O și pe H-O. Deci e planul determinat de D-H-O. Da. Adică S-A e perpendicular și pe dreapta D-H. D-H, corect. Și gata problema. Atunci de H e mulțumit. Așa când te duci, cum să spun, fără să vezi legăturile, fără să vezi cum a, din aproape în aproape nevoia te duce și spui, măi, ca să arăt asta, ce ar trebui, ce ar trebui? Da. Deci, partea care am încercat-o noi să o facem metrică, n-a dat rezultat, ne-am împotmolit acolo, ați văzut. E ca și facea deși pierd, așa e de problemă, nu mai e. Și atunci... Simți că nu e aia. Da, simți că nu... Da, ești o listă greșită. Ești blocat într-un. Da. Și atunci, chestiunea este așa. Hai să încerc să arăt că plecând fie din D prin H, fie din A prin H, tot înălțime este. Corect. Încă una întâmplă. Și am văzut că ne-am concentrat pe varianta că D prin H plecând, plecând din D prin H, pică înălțime, pică pe prima piesa. Asta era obiectivul. Adică iesa să fie pe prima. Pe D-H. Și apare O, D,
de, despre OH, despre care știam că e perpetrat pe planul exact. S-a... De la mata categorie. Deci să ai perpetrat pe HO, dacă ar mai fi perpendicular și pe DO. Și în ce fel? Și acum pe DO. Și trag foarte pe... Adică DO să fie perpetrat pe SA. Dar DO este pe SO, este și pe AB. Egal că DO e pe plan SAO, deci DO este pe SA. Deci așa se deșurpează. Dar când? Mult mai târziu. Mult mai târziu. Și sigur că în fața unei astfel de probleme, ștacheta e ridicată mult. Da, ma, dar și în dejustim, care o zice cu ochii plini, și în dejustim, atâta îi scădea. Păi, atenție, s-a avut acei de 10. Exact. În general, iată. Corect. A fost un an, mi se pare că vorba așa. Un an greu. 7 de 10 pe toată țara. Am impresia că anul trecut, când a fost ușor, a fost vreo 7. Pe toată țara. Da, nu știu, dacă atunci a fost ceva, probabil. În 2015, cred că a fost cel mai greu și la urmă și la mare. Da, așa se pare. La simulare. Și la evaluare, pentru că știi de ce? După aceea, de asta în 2016 s-a dat așa ușor. În cauza la 2015, când s-a dat foarte greu. Deci în 2015 s-a dat foarte greu. S-a dat foarte greu. Da. Și la urmă și la mare. Și atunci, în 2016, s-a dat foarte ușor. S-a dat și greu. Da. Notele au fost... Deci e tot la 70%. Nu, stau. Anul trecut s-a dus la 70%. 70%? Da, da. A simulat 30. Da, și după aceea s-a dus la 70. Da. Anul trecut. Dar acum 2 ani am fost deja. Fost deja și la... Da, 2 de 10 acolo. Da. Dar trebuie să destul de dificil. Ideilor este esențială. Adică ce ar trebui să fac? Ce ar trebui să fac? Să fie asta înălțime. Adică invers, e sas în pimpie. Vedeți cât de frumos sunt. Da, acuma da. E sas. Adică, da. Dar așa trebuia să ne formulăm și noi. Eu acum ce fac, repet, modul în care trebuia să avansăm, să atacăm problema. Eu vreau să arăt că DH interpretat pe SA. Sau e SA pe pe parte DH. Și cum am pe O, H pe primar pe plan, OH și pe primar pe SA. Corect. Și zic, atunci, dacă aș mai arăta că SA e pe primar și pe O, D, ce fel de SA? Acolo cum vă duce. Da. Da. Sau OD să fie pe primar pe SA. Dar despre OD, OD știu că e perpendiculară pe A, ce? Și pe SO. Că SO e pe primar pe plan. Iată pe OD, că e pe primar pe planul S, O, A. Deci iată pe OD, pe primar pe SA. Sau să am pe OD, să a pe HO, să a pe primar pe HD, rapet, rambes. Deci HD pe primar pe SA, gata, o facem. Corect. Mâine are simulare, doamne, ajută, poate puțin la ce? La ce? La ce? La ce? Uite, aici erau o chestie... Hai să știu. Ce citesc acum, doar nu sunt de o problemă cu ce ca așa, nu cred. Zice, nici un cerc are mulțime doar cu 20 cm. Diametrul acestui cerc este egal cu... Adică o chestie... Să facem un disc, un stic... Iar la cerc nu mai știe nimic, doamne, că de-am trecut, nu mai lucrat deloc. Și ca să vedeam, nu doare știe formule și nu înțeleg care cercul care... Pentru că urmează să face să face bine, nu știți, și creatorul ar fi recapitulat. Circular și... Sector circular, nu? Da, da, așa, un pic. Da, mai nu trebuie să vedem. Dar vezi, mă dat aici o chestie, de ce cum? Eu observ un cer care în ziua egală cu... Hai, dă-mi așa, ca să mă leg, să vedem ce se ne va. Zic la bucată, primul mă întrebe un pic și vor. Ce? Tu ești rogul, știi care e diametru, care e sectorul, care e discul? Deci, până la... deci, ce înseamnă cercul? Înseamnă funcția tuturor puncturilor, e ca depărtat de un punct fix, numit cercul, da? Da. Ei... cercul de... vorbim de cercul de centru O, se rază iert. Așa se lăptează, cercul de centru O se rază iert. Diametrul cea mai lungă parte, două puncte unite de pe cerc. E
Ien. Ien, ien, înseamnă poartă. Da, poartă. Cea mai mare poartă este diametru. Diametru, da. Să zicem, când întâlnesc așa... Diametru. Așa zice, cea mai mare poartă este diametru. A, B, A, B, diametru. Lungimea cercului egal cu cine? Pi pătrat? 2 pi. Ce fac acolo? Da, dar hai să ne gândim așa. Ține minte de la Arhimede. Arhimede a luat așa. Puteți spune cercul. A luat și mi-ați spus că... Și diametru și-o desfășurat cu o ață și-o desfășurat de 3 ori și un pic. Da. Adică piu era 3 ori. 3 ori și un pic e piu. Da. Deci, lungimea cercului înseamnă diametru ori 3 și un pic. O mers de 3 și un pic. Diametru, adică 2 ori asta. 2 ori, 2 pi. Păi ăsta e motivul. E capul 2 pi pi. 2 ori asta ori pi. Deci el a luat piul ăla și a luat diametru. A luat diametru și face o văzut că e din 3 ori. Diametru a văzut că e din 3 ori. Și o mers de 3 ori și un pic. Și a zis, băi, ce zic? O altă, alt cer, alt diametru, altă lungime și un pic. De ce 2 pi? Da. Da? E diametru ori pi, 3,14 așa. Nu poți să zici la lungimea cercului ceva la pătrat. Că dacă zici la ceva la pătrat, e metru pătrat. Ori, în care măsură, pentru suprafață este asta. Înseamnă area discului. Deci area cercului, sau area discului se mai zice, este egal cu pi pătrat. Deci discul e egal cu cercul. Discul e discul sau interiorul cercului. Deci când zic disc, înseamnă interiorul cercului. Când zic cercul, înseamnă la punctele acestea, de contur. De-aia zic cercul din centru și rază. Deci eu selectez din plan doar aceste puncte orientale, care sunt la egală distanță. Ce este cercul? Mulțimea tuturor punctelor din plan situate la egală distanță tot timpul, de un punct fix numit centrul cercului. Așa, aia e... Discul. Când vorbesc de discul, vorbim de area discului, nu vorbesc de area impropriu area cercului. Corect este să zic lungimea cercului. Adică tot ce e plin. Da? Cu... Partea plină din interior. Exact, interiorul lui, corect. Asta este area discului. Da? Deci, să obișnuim și să spun și area cercului. Area cercului, da. Da? Impropriu, area discului. De ce da. Vorbim de disc? Da? Bun. Sector circular. Sector circular. Adică este o parte dintr-un cerc. Un sector circular. Da. Dar sunt două feluri sectoare circulare, nu? Adică? Așa scria, că e unul din a două razie și mai e unul cu ceva cu arcul. Cu două... Coroane circulară sau ce mă reiesc în părere? Nu știu. Dar poate nu știu niciunul. Ia să vedem. Deci se numește segment circular porțiunea din interiorul unui cerc cuprinsă între coarda care se întinde arcul și arcul de cerc. Asta, da? Deci se numește...